Ce munte e ăsta, buddy? Muntele de lângă Mosâlbaia. Are nume? Are nume, ăștia îl numesc tot felul, Falafel, Ulfarfer, Fuxafel. Și noi ce traseu luăm? Alegem un traseu pe care se pot răzba din tor, pentru că mai sus s-ar putea să fie cărăși. Uite, îți arăt așa. Pe un moment noi. Zăpadă, dar văd comersul unii. O leacă. Cărare bătătorită, chiar dacă o nenzi de două zile. Și fel de primăvară e asta. Aveți și râuleți, băi. Și faci, vadic. Scoți zăpada din viete. Nu știu dacă te-ai băgat în omăt. Asta e un parc natural în care ei au pus anumite specii. Tip de da. Specii, de pini, de altfel, copaci. Poate lumea să-i admire. Pinus contorta. Deci e un parc cu nazuri, cu hâibani. Fel de grădină botanică. Da, da. Nu e de la mama natură, l-au pus oamenii, da? Da, da, da. Pinus copaierenir. Îți dai seama foarte mult greu, mult cum de nește greu să adă acolo. Da? Totale, știu ce nu aici. Văd că se descurcă. Ce-i greu, nu-i ușor. Și iarna nu-i ca vara, da? Din înțelepciunea româneză. De-am pe aici tot mai puțin și mai puțin eu mers. Cam cât e de înalt dealul muntele? Ca dealul de la Peteni. Da, da. Cel de la năspării, ori de la lutării. Ce tare? Atâta, 400 și ceva. Nu, 380 mai timp, cel mai înalt din, din Moldova. 300, da. Uite aici o fost, da? Aici s-o cam rupt. Da? La vântoaica aceea, că n-am aterizat noi. Putea fi de oricând, cu vânturi puternici. Pe o rafală. Aici și sus e vânt. Aici parcă a fost explozia aceea de la Tunguska. Uh-huh. Chiar și copaci mici i-au rupt. Dar unul s-a scufundat aici în zăpadă. Uh-huh. Hai. O, dar ce peisaj frumos. Și noi mai avem mult până la creasta. Asta e mult mai înalt decât dealul nostru, Ghena. Dar pe aici oricât ce-o mers că a făcut așa dungă. Da? Motocicletă, de ce? Nu urcăm pe sus? Hai să încercăm. Aici, noi numai prin mijloc mergem. Vedeți că este nicio cărare. De-am noi facem cărare. Hai, dacă vrei. Nu știi că noi suntem. Deci e cu cerituri temerari. Asta nu e între omătul în sandalii. Ia uite, se vede și oceanul. Sau numai orașul aici. Poate el alți vede și Mosul Baier. Ops. Dacă am venit cu puterea acum și ar iasă, da? Hai, nu mă sperie. Nici așa de lut să nu pot cuceri. Mușchi și lichieni. Altceva nu crește aici, da? Wow! Ups! Am căzut! O leacă înlunecată. Dar e gheață și sus, ți-închipă-i? E și gheață și...
Te-am să mă răstogolesc la vale, tăgădâm, tăgădâm. A, pă da, mai departe o lume. Aici rămân. Aici mă opresc. Aici mă opresc. Aici rămân. Trebuie cineva care tot merge în față și ține suport și eventual frânghiuța și aia în grebea, că altfel pe aici. Dacă lua niște stâlșești alea. Uite, mă tăi ajuns. Da. Trebuie să-mi iau casca de bicicletă. Aia că aici se vede și oceanul. I-am urcat de două ori așa pe aici, în pantă. Dar vara? De destul de nu e. Vara și când ții așa el repede se desprinde. Deci nu ai suport sigur. În Portugalia tot așa rocă, dar acolo nu îngheață deloc și nu se distruge. Dar aici dacă îngheață tetanul. Și partea cealaltă îți vezi cam așa o să fie. Dacă ai mergem acolo la piscină. Da? Dacă aveam un pic de răbdare și cam așa sus, o să-l vedem, da? Mare parme mai sunt. E, cât dealul de la Pepeni, sigur am urcat. Și pe insulița asta se poate ajuns, pentru că este. O să fie conexiunea. Pe peninsulă de amă, da? Dacă da, eu făcut pot. Dar nu poți intra cu mașina. E? Cu bicicleta mai mergi. Și destul de mare, facem două ore în conjurul ei. Oho! E greu la urcat, dar și la coborât. Nu-i ușor. Dacă vrei tu. Ionă, azi. Azi nu. Azi urcăm la vară. Sau în alt an. Că n-ați mai vin pe aici. Acolo e râpă, nu ne băgăm, da? Da. Zăpada adânc. Bine. Asta e ideea, să faci murmi în care pot fi luni pas. Mai cad o dată și aici, pe poale. Gros strat de zăpadă. Trebuie să ne încălzim. Trebuie să ne încălzim picioarele. Am ușa să mă culc și eu să-mi scot zăpada din ghete. Din bocanci. Mersi. Pe lângă copacul ăsta, uite. Ups. Și zici mă tare? Vrei să-l ferim noi din drum? Da, nu cred că pot să-i implantat în zăpadă. Ups! O, se ne uită aici. Unde tata, zic că nu roade papuși. Să rămâneți fără călcâie. Că e lunicoasă, e înghețată. Cât mai au lecturi de cărare? Și țevi să este. Sau e pilon de marcaj pentru traseu. Pentru urcarea în munte. Uh-huh. Este traseu. Da, da. Marcaj colorat ca să-l găsești pe ceață și noapte. Exact. Aici de mai zgomotul orașului. Da, s-aud și păsările. Cine mănâncă oriconurile astea? Aveți veveriți? Sunt un fel de... rozătoare. Dar veveriți nu am văzut nicăieri. Poate ar fi o idee să aduc. Nici nu știi că le place. Încolo ești deja spre munte, așa cum e de munte. Muntele partea de înspre... Poate băi cu... Dar nu, în așa aștept, dacă am mers de prin munte, cred că nu ne avem 3 ore. Oh. Și dacă nu scăreți? Pe aici, pe la puntea asta, am venit sau asta e alta? De lemn?
aici mai bine nu te-a dat la Ferrari. Troieni. Ups. Suntem cam gri. Da, unul între trei. Cum grăiești tu despre Domnul nostru Iisus Hristos? Cum strâng el pâncile? Dacă el era Dumnezeu și fiorul lui Dumnezeu. Un fel de Doamne ferește. Uite că căldură are dracu. Tot e în jurul meu. Și are. Noi și avem când ne trage pământul. Am văzut că avem loc în caloș. Hai să ne bagi o mână. Soarele înceapă. Am greșit când am luat atunci în vale. Cade, mamă? Nu-i tot vale. Hai, dacă o mers aici cu tractorul, o să mergem și noi. Uite, am ieșit la poartă. Ce preț. Coleac de zăpadă în sandale. Mamă, aici e râul. Ia uite, avem și terasă de grătar. Dacă ar veni că râpa nu-i cu glot, nu? Mergem pe gheața asta, pe pietre. E un cerc, pietre. Parcă nu e glod aici, nu? Hai. Și iar două mâini. Ai mers pe apă, a? Ca pe personajul apă, cel. Pe n-am reușit. Și tot apă, numai că eu leacă în foiet. Da, gata, cărare mai ușor. Hai picioarele în sus. Nu trebuie să trecăm ca aia ceva. Așa are. Picioarele la soare. Nu știu, n-a făcut o bună să reziste. Cam ăsta e dealul care l-am cucerit. Celălalt, celelalte o să le cuceresc altă dată, pe timp de pace.